După ce am mâncat o tigaie de bacon prăjit și vreo 30 de pâinici cu usturoi și cu tot ce mai conțineau ele, a venit momentul să stăm de vorbă cu profa de psihodietă. Bine ai venit, Anca. Bine v-am regăsit și oricum ați anunțat așa de parcă urma să se întâmple nu știu ce. Păi urma să se întâmple pentru că tu vii să ne prezinți acum o rețetă de supă miraculoasă, supă de oase, care ne ajută să slăbim. Dar nu numai că e miraculoasă, dar e și cea mai ieftină supă posibilă. Pentru că se face din oase. Adică toate oasele acestea pe care de obicei le aruncăm, da. Uite, bunicele noastre nu le aruncau și făceau această supă, adică concentrat de oase. Este ce fel de oase? De la... Oase de vită, oase de pui, oase de curcan, oase de pește. Deci din orice tip de oase, dar recomandarea mea este, dacă nu avem experiența gustului, să începem cu oase de pui sau de curcan, că sunt un pic mai ușoare. Ok. Cele mai valoroase, într-adevăr, sunt cele de vită, pentru că acolo se găsește și măduva. Aha. Secretul este să fierbem cât mai mult timp aceste oase. Eu am pregătit aici supa. Știi ce poftă mie? Deci când mă uit la ea, îmi vine atenta, așa să... Fii atentă. Știi ce interesant e? Că, uite, mă uit și la fața băieților. Nu, și ei, da, și ei suntem... sunt foarte... Mai când zici supă de oase, nu prea este atrăgător. Nu. Da? Dar te rog să o guști și să ignori denumirea. Este exact gustul unei ciorbe. Da, doar că, ce să zic, așa... Adela, hai să zic beneficiile, că poate da, în felul ăsta te atrag în gașca mea. Deci cum ar veni oasele, nu le mai dăm la câini? Exact, mă rog, noi nu dăm oase la câini, Doamne ferește, dacă ar fi să fie. Nu le dăm la câini și le fierbem. Le fierbem, da. Uh-huh. Secretul este să le fierbem cât mai multe ore, pentru că prin fierbere la foc mic se extrag mineralele din oase. Deci scopul nu este să fierbem oasele într-o oră sau la oala minune, că toată lumea mă întreabă, am o oală minune, pot să fierb? Nu. Fierb la foc mic, într-o cantitate cât mai mare de apă, pentru că ea va scădea, iar la final, eu le-am fierb de dimineață până seara. La final, pe la 8-9 seara, am adăugat legume. Morcov, rădăcinoase, ceapă, usturoi, turmeric, toate condimentele care mie îmi plac, deci sare, piper pe și atenție. Pe care le pun într-o supă normală. Exact, uh-huh. Într-o supă, într-o ciorbă normală și ca să aibă gust de ciorbă, practic, să nu fie atât de grea, adică să nu aibă gust de supă, ci să fie mai degrabă către ciorbă, am acrit cu, ce credeți, cu oțet de mere. Și fac asta din două considerente. Odată că se acrește și are gust de ciorbă, gust clasic de ciorbă și e foarte gustoasă, dar oțetul de mere care este... Are beneficii oricum. Da, pentru că reușește să extragă calciul din oase. Calciul nu iese doar prin fierbere. Deci este foarte bună din punct de vedere al mineralelor. Persoanele care își doresc să slăbească, că acum o să ne întrebăm care e legătura cu slăbitul, au nevoie de minerale. Sunt foarte multe persoane care au deficit de minerale, în special de magneziu, și tocmai de aia nu reușesc să slăbească. Sau când corpul este într-un proces de slăbire, într-un proces intens și de lungă durată, consumă mai multe minerale din organism. Și atunci supa de oase aduce aceste minerale, iar procesul de slăbire este mult mai ușor. Plus că ajută refacerea intestinală, ajută refacerea cartilagilor, aduce aport de colagen. Aviz doamnelor că toate avem nevoie de la o anumită vârstă să aducem aport de colagen. Cât de trebuie să folosim această... Nu există neapărat un... Uite, eu am avut obicei o perioadă îndelungată de timp, dar le recomand tuturor celor cu care lucrez să bea măcar un pahar pe zi. După ce se pregătește supa, se strecoară zeama, să rămână zeamă clară, se pune în... putem să punem în pungi de plastic sau în tot felul de forme, depozităm la congelator, da, pentru că este o cantitate mai mare și atunci scoatem de acolo un pahar, o topim, o încălzim și o bem. Oferă foarte multă energie, asta am observat eu pe pielea mea, efectiv simt că mă energizează și aduce aport de nutrienți, pentru că și legumele pe care le-am pus la final aduc aport de nutrienți. Și să nu uit că după ce oprim aragazul, punem la infuzat și o legătură două de pătrunjel, dar să fie aragazul oprit, astfel încât să extragă vitaminele și din frunze. Deci recomandarea mea este să depășiți această neplăcere a denumirii supă de oase, că nu sună foarte atractiv, așa este, și să mergeți să căutați aceste beneficii. Dar întrebarea mea e, această supă o consumăm atunci când vrem să ținem dietă și consumăm, să spunem, doar această supă sau o putem introduce în meniul nostru zilnic și slăbim oricum chiar dacă mâncăm pâine și alte preparate? Deci, dacă ținem dietă, ne ajută cu atât mai mult, pentru că ne oferă și sațietate și aduce aport de minerale, dar nu bem doar supă, să nu înțeleagă lumea de acasă că beau doar supă. Dacă avem o alimentație clasică, da, putem aduce această supă în alimentația zilnică
ca să ne îmbunătățim stilul de viață, deci un obicei de viață sănătoasă. Și vă mai zic un aspect foarte important, supa de oase este recomandată persoanelor convalescente. Deci persoanele care sunt în refacere după boli, după operații, nu-i trimitem către o friptură, da? Pentru că oricum corpul nu poate să digere acea friptură, da? pe ideea că te-ai operat și mănânc o friptură că ai pierdut sânge. Mai bine bea o supă de oase pentru că ajută organismul. Este hrană predigerată, corpul nu consumă efort cu digestia și atunci aduce acest aport de nutrienți care se asimilează foarte rapid. Deci este un obicei de viață sănătoasă, este un instrument terapeutic. Se poate strecura de asemenea foarte ușor și în alimentația copiilor. Dacă avem supă de oase păstrată la congelator, o punem în ciorba clasică, da? Sau în diverse... Face niște găluște, poate? Exact, exact. Și atunci, practic, aducem aport natural de minerale. Dar tu nu ai rămas datoare? Mă scuzați. Eu am o întrebare, sunt pe teritoriu complet necunoscut pentru mine, dar o telespectatoare a pus o întrebare pe WhatsApp. Simo zice, bună, cum fac supa de oase la oala sub presiune? Care e timpul acolo? Pentru că ai spus tu, Anca, mai devreme că trebuie să ții cât mai mult. Să mergem pe varianta clasică. Cea mai mare oală pe care o avem acasă, 10-15 litri, punem 4, eu am pus aici 5 spinări de curcan. Da? Deci am avut o oală destul de mare. Am lăsat pur și simplu la fier sau să ia spuma. Sau oală destul de mare sau curcan micuți? Sau curcan... Mulțumesc! Da, asta spuneam, că ne-ai rămas datoare. Să ne dai mai multe detalii despre campania. Sigur că da, am început oficial. I-am ales pe cei 6 participanți. Îi vom și vedea. Sunt 5 doamne și un domn curajos. Eu vreau să-i felicit în primul rând pentru că efectiv, să intri într-o campanie atât de vizibilă este un act de curaj și un act de asumare. Vreau să insist pe faptul că eu am selectat aceste tipologii pentru că am căutat anumite tipologii cu care să lucrez și care să inspire pe cei de acasă. Și dacă ar fi să și vedem... Asta zic, tocmai de aia trebuie să-i și vedem. Vorbim un pic despre fiecare în parte. Puțin despre fiecare în parte. Să-i cunoaștem. Exact. Să-i cunoaștem. Uite, prima este Valentina. Valentina Udrea este din București, are 65 de kilograme, își dorește să slăbească 10 kilograme și cea mai mare provocare a ei este masa de seară. Deci nu prea mănâncă nimic în timpul ziua, adică dezordine alimentară. Și o să facem un pic de curățenie și o să vedeți ce rezultate minunate perfect va avea. Următoarea, Bianca. Bianca este din Iași, are 28 de ani, are 130 de kilograme, iar obiectivul ei este să ajungă la 70 de kilograme. S-a îngrășat în perioada facultății pentru că a urmat o facultate foarte grea, a învățat foarte mult, a fost foarte stresată și cumva a pierdut controlul kilogramelor și este un consumator emoțional de mâncare. Ce vreau să specific aici și e foarte important, campania durează 10 săptămâni, obiectivul pe care și l-a propus fiecare în această campanie nu înseamnă că va coincide cu încheierea campaniei, pentru că este imposibil să-ți imaginezi că în 10 săptămâni corect vei putea să scazi 70 de kilograme, dar vei primi toate instrumentele. Exact, un start foarte bun. Foarte bun. Apoi o avem pe Cristina Coman din București, care are 34 de ani, are 89 de kilograme și își dorește să slăbească 14. Momentan este în concediu de creștere copil. Am ales-o pe Cristina pentru mămicile ca tine, da? Încă alăptează, dar vrea să întrerupă, vrea să încheie cu alăptatul și este un consumator de confort. Deci consumator la fel emoțional, care și-a făcut obiceiul să mănânce foarte mult din mâncarea rămasă de la copii. Și da, asta e o temă foarte interesantă pentru noi mămicile. Apoi o avem pe Alina Cudar, care este din Brașov, are 45 de ani, are 110 kilograme și își dorește să slăbească 41 de kilograme. Este contabilă, deci are o viață sedentară, stă foarte mult pe scaun și e foarte interesant pentru că ea este deja vegană de un an jumătate. A devenit vegană în primul rând ca să-și rezolve problemele cu kilogramele. Între timp s-a înscris și la Facultatea de Nutriție și Dietetică tocmai pentru a-și rezolva această problemă și din păcate tot nu a reușit să slăbească și a îmbunătățit analizele, dar numărul de kilograme a rămas constant. Și o să vedem aici ce anume o blochează pe ea la nivel de subconștient și o ține la greutatea aceasta mare. Îl mai avem pe Ionel Croitoru, care este din Piatra Neamț, are 54 de ani și 100
64 de kilograme, își dorește să slăbească 64 de kilograme, este fost sportiv și este fost militar, momentan este pensionat și își dorește foarte mult să slăbească pentru a fi activ în viața nepoților lui. Și îi urăm succes. Și o mai aveam pe Adriana Neagoș, care este din Târgu Mureș, are 56 de ani, este medicorelist, 79 de kilograme și își dorește să slăbească 12 kilograme și are și o motivație foarte faină pentru că vrea să participe în continuare la maratoane. Baftă multă, baftă dragilor! Multă. Baftă multă și ție! Felicitări. Mulțumim. Că Doamne ajută. Drumul ăsta. Vineri avem prima întâlnire de grup. Perfect. Și de săptămâna viitoare începem să prezentăm demersul și rezultatele. Abia aștept. Săptămâna viitoare și să vedem ce ați făcut în săptămâna care tocmai a trecut. Exact. Mulțumim foarte mult, Anca!